Nimeni n-are grijă de tine în afară de tine. Am auzit cea mai șmecheră glumă posibilă de la un taximetrist. E gluma lui, nu e a mea. Ci că stătea în trafic. Toată țara stă în trafic. De asta nu se mișcă nimic, suntem bară la bară încă. Și cum stătea în trafic de 6 zile, la un moment dat în fața lui era o mașină de poliție. Poliția a făcut dreapta pe interzis. Taximetristul a zis, bă, ce idee bună. A intrat și el pe interzis. Până la urmă era siguranță și încredere. Era sigur și avea încredere că e mult mai scurt pe acolo. Până la urmă omul vrea să-și vadă copiii. A intrat pe interzis după poliție. Și aceeași poliție l-a oprit pe taximetrist. I-au dat amendă. Și în timp ce polițistul era la geamul lui și îi bătea de geamul jos, ăsta a dat geamul jos și cu ochi de căprioară s-a uitat la el și a zis, dar ce s-a întâmplat? Și polițistul i-a zis, cum ce s-a întâmplat? Ați intrat pe interzis. Auleu, nici dumneavoastră n-ați văzut semnul. Asta e gândirea, că altfel o iei razna.